să vedem pentru săgetători și ei direct interesați de această eclipsă de soare pe un semn prieten foarte frumos, dar astăzi este o zi specială pentru săgetători, deoarece vorbeam despre această lună care se află în ultimul decan al lor asediat între cei doi malefici. Nu vorbim neapărat despre un pericol. Vorbim despre o asediere emoțională. Vorbim despre faptul că... Sau o escaladare, exact. Adică cu siguranță există un soi de tensiune sau o anumită voce interioară care le vorbește despre ceva ce trebuie elucidat, despre ceva, despre o problemă la al cărei adevăr poate nu au avut încă acces și totuși macină acest lucru. Știm că ei sunt exclusiv o zodie spirituală, o zodie filozofică, care au nevoie de o stare de claritate a minții, a filozofiei vieții, a principiilor, a contextului, pentru a funcționa oportun. Niciodată un săgetător nu o să funcționeze bine într-o stare de confuzie. Asta nu înseamnă că ei n-au niciodată confuzii. Sau într-o stare în care nu descoperă pe termen lung o soluție. Lor nu le place această amânare, tergiversare, de care, din păcate, au avut parte în ultimii ani din cauza lui Saturn. Deci nu le plac stările prelungite de confuzie sau de angoasă. De aceea, această lună astăzi le vorbește despre nevoia de a merge la esența unei probleme de o mare intensitate, de o mare trăire interioară și de a-i găsi și un răspuns. Pregătiți sunt, pentru că tocmai marele profesor a abandonat clasa lor, deci cu siguranță pregătiți sunt din toate punctele de vedere, dar au nevoie și de un debut. Iată de ce în această zonă, pentru că eclipsa le vorbește și lor despre un nou început, așa cum toate fenomenele de lună nouă vorbesc despre noi, despre începuturi. Deci și pentru ei poate să urmeze o perioadă în care, o săptămână de fapt, în care să-și explice și să demareze ceva care acum este la început. Consider că săgetătorii vor fi și foarte bine aspectați săptămâna viitoare pe a spune foarte repede ce gândesc și ce simt. Da. Sigur, eclipsa are loc pe casa comunicării, scurtelor deplasări, gândirii logice, acumulării de informații și cumva eu cred că, așa cum spuneai și tu, cumva fluxul de informații, curgerea fluxului de informații, gândurile săgetătorilor se vor schimba datorită acestei eclipse. Ei se vor ridica pe un palier superior, așa cum alte zodii au parte de o relație ridicată la nivelul superior. Săgetătorii vor avea parte de nivelul superior al gândirilor, de o logică superioară. Vor constata și ei că pot fi obiectivi și detașați imparțial, de altfel e posibil să fie chemați drept arbitri cu toate aspectele de pe cer din ultimul timp. Sigur că există acest Marte în semnul lor care îi face să se arunce puțin cu capul înainte, de aceea și precipitarea. Poate că vom vedea săptămâna viitoare săgetători care vorbesc foarte repede, ei care sunt destul de meditativi sau care iau decizii instantaneu, se aruncă în acțiuni care nu la care aveau nevoie de termen de gândire până acum. Însă consider că vor fi și foarte activi și poate cu martele acesta pe ascendent vor fi nevoiți să alerge în 10 locuri, să aibă 10 întâlniri simultan, să vorbească la nu știu câte telefoane, să răspundă la nu știu câte mail-uri. Tot ce ține de transport și deplasări este hiperactiv săptămâna viitoare. Sigur că săgetătorii vor împrumuta un mercur pe această casă a gândirii și comunicării, ceva din caracteristicile mercuriene, în sensul în care vor avea capacitatea să comute foarte repede de pe un subiect pe altul, să ia câte o idee de aici, de acolo, și să-și facă o imagine, să extragă ideea principală și să le o poată prezenta și altora, se pot baza pe prezență de spirit și intuiție. Oricum, indiferent, doar un moment, indiferent de incidentele specific marțiene din săptămâna aceasta, pentru că totuși Marte este la ei în semn, deci orice tip de conflict, de lucruri care vin puțin poate prea repezite către ei, poate prea repede, prea rapid, într-o forță care săgetătorul nu este neapărat o zodie blândă, precum Peștii sau Racul, dar
Nici nu este o zodie care să-i placă agresivitatea sau lucrurile făcute în pripă sau lucrurile care vin într-un mod în care nu le aștepți. Adică în niciun caz nu le place să fie luați pe nepregătite. Deci iată de ce este foarte important ca atunci când ele sunt gazdele lui Marte să-și facă oarecum un fel de protecție și mă refer în fața unor evenimente, elemente care pot veni așa pe nepusă masă, să aibă un soi de... să se pună în gardă, să înțeleagă că ei într-adevăr ar trebui să știe ceea ce se petrece în absența evenimentelor. Deci chiar dacă un eveniment nu a avut loc, ei să știe deja că ar putea să vină către ei și acest soi de prudență, dar de fapt este mai mult decât o prudență săptămâna următoare. Este mai mult un soi de intuiție la un nivel superior. Practic ar trebui să fie puțin detectivi cu ceea ce vine către ei, fie cu oamenii care vin către ei, pentru că vor avea ceva surprize, nu neapărat neplăcute, dar pur și simplu ceva care, repet, vine într-o forță care pe săgetător, deși puține lucruri îi sperie pe săgetător, dar totuși le pot crea un mic disconfort. Ceea ce însă nu este rău, pentru că oricum știu să gestioneze deja anumite elemente care îi tulbură. În orice caz, cel mai bine le-ar face să-și facă și anumite plăceri sufletești. Jupiter rămâne în casa liniștii sufletești, iar Neptun este și el într-o casă foarte frumoasă a emoționalului. Deci dacă nu se vor hrăni, indiferent ce propune perioada, pentru că totdeauna sunt și tensiuni, sunt și cuadraturi, că lumea mai întreabă, oamenii mai întreabă când scap de cuadratura nu știu care. Scap de una, dar de alta, exact. Întotdeauna sau există și elemente. Sunt unele de lungă durată și până la urmă important nu e să scăpăm de un aspect negativ în astrogramă, ci să îl înțelegem în momentul în care, nu degeaba se spune că astrele predispun, dar omul dispune, nu este doar un clișeu, este vorba despre faptul că dacă noi am înțeles ne-am înțeles un defect sau am înțeles o sugestie a destinului, atunci planetele nu ne mai pot amprenta și dacă am scăpat de un aspect prost, dar nu i-am înțeles mesajul, noi rămânem sub incidența lui și se va repeta. Deci revenind la săgetător, atât vreau să mai spun că trebuie să aibă și puțin timp pentru sufletul lor în această perioadă, pentru că numai așa își pot încărca cu adevărat bateriile. Și la fel să-și păstreze optimismul, pentru că este posibil pe această cuadratură Marte-Neptun ca ei să aibă capacitatea să explice foarte logic tuturor celor din jur care să le sunt planurile, intențiile și să-și promoveze activitățile și tocmai cei apropiați să nu înțeleagă, oricât de logic ar explica săgetătorii sau chiar să nu vadă rostul acestor acțiuni pe care săgetătorii le demarează. Nu trebuie să fie pesimiști din cauza asta, nimeni nu e profet în țara lui. Așa e. Și Venus va rezolva toate aceste probleme la sfârșitul săptămânii. Să mergem mai departe, să vedem și pentru nativii Capricorn această frumoasă eclipsă de soare. Ei sunt într-un